Sunt aproape 200 de ani de când Johann Wolfgang Dornier, chimist german, profesor la Universitatea din Jena, în 1823 inventa prima brichetă, pornind de la proprietatea platinei de a prinde hidrogenul în contact cu aerul. Bricheta avea o formă cilindrică din sticlă transparentă, în interiorul ei un mecanism făcând să curgă peste zinc, acid sulfuric diluat. Din reacția celor două rezulta hidrogen care ieșea printr-o supapă frecând o bucată poroasă din platină. Gazul detonant obținut se aprindea astfel, arătând prima brichetă folosită vreodată. Pare un sistem destul de complicat pentru un obiect care să producă o flacără mică, dar principiile de bază au fost păstrate și în variantele ulterioare. Mai exact, indiferent de formă sau de marcă, până la urmă orice brichetă și astăzi este un obiect pirotehnic autonom, cu un carburant stocat într-un rezervor mic, astfel încât bricheta să poată fi ținută cu ușurință la purtător. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Karl Aurel von Welsbach, inventator austriac, pune la punct bricheta cu combustibil și piatră, ferrocerium, un aliaj special pentru piatra de brichetă, acesta generând o mică jerbă de scântei în momentul în care era frecată pe o suprafață rugoasă, zgrunțuroasă, suficient de dură. Piatra de brichetă este presată cu ajutorul unui resort de o roțiță striată, iar scânteile care se formează prind vaporii de combustibil eliberați din rezervor. O asemenea piatră și un astfel de mecanism sunt folosite la brichete și... Americanul George Baisdell, fondatorul Zippo Manufacturing Company, este creatorul uneia dintre cele mai cunoscute mărci de brichete, Zippo, în 1932. Se povestește că Baisdell, prin 1931, l-ar fi întrebat pe un prieten foarte elegant de ce nu are și o brichetă pe măsură, care să-i confere mai multă prestanță ținutei. Așa i-a venit ideea de a crea o brichetă frumoasă, simplu de utilizat și fiabilă, ceea ce s-a și întâmplat cu un an mai târziu. A conceput și a fabricat o brichetă metalică, dreptunghiulară cu un capișon de protecție a flăcării. Acest produs s-a bucurat și încă se mai bucură de atâta succes încât sunt zeci de filme în care bricheta Zippo este la vedere, folosită de actori celebri, Rambo, Mad Men, Dexter, GTO, etc., iar în lume sunt peste 4 milioane de colecționari de Zippo. În 2001, o brichetă Zippo, fabricată în 1933, a fost vândută în Japonia cu $18.000. Orice brichetă Zippo pusă în vânzare are garanție nelimitată. Bricheta cu gaz este invenția francezului Marcel Kersia, directorul firmei Flaminaire, numită mai târziu Bic, celebra producătoare astăzi de stilouri, brichete și telefoane mobile, care a lansat două modele de brichete, unul de masă, Gentry, și altul de buzunar, Krylon. În 1948, producția industrială de brichete cu gaz butan a luat amploare după 1960. Brichetele automate generează scânteia necesară aprinderii flăcării printr-un dispozitiv electronic. Brichetele de furtună, numite așa pentru că au apărut dintr-o necesitate inițială a marinarilor de a avea un dispozitiv de aprindere pe care să nu-l stingă vânturile puternice de pe mare. Acest lucru s-a obținut printr-o mai bună calitate a combustibilului, butanul trecând în scopul menținerii flăcării printr-un catalizator care facilitează arderea completă și care conferă culoarea albastră flăcării. Brichetele pneumatice sunt alcătuite dintr-un cilindru și un piston. Când se apasă rapid și cu forță pe piston, aerul din cilindru este comprimat. Temperatura crește și aprinde materialul inflamabil folosit, bumbac sau iască. Brichetele solare, contrar așteptărilor, nu sunt o invenție de ultimă oră. S-au folosit brevete pentru brichetele solare provenind din 1878 și chiar 1885. Acestea funcționează pe principiul concentrării luminii soarelui într-un punct fix cu ajutorul unei oglinzi concave sau al unei lentile. Brichete solare din plastic au fost fabricate începând cu 1970. Brichetele solare actuale sunt foarte interesante. Sunt fabricate dintr-o oglindă din aluminiu, nu au niciun fel de mecanism care să trebuiască să fie acționat, dar prezintă un inconvenient major. Nu funcționează pe vreme mohorâtă, fără soare și nici noaptea.